Ambasadorul Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, a fost prezent astăzi la Buzău pentru a vizita cele patru fabrici componente Green Group, respectiv GreenWee, GreenLamp, GreenTech și GreenFiber, partenere în proiectul ce vizează colectarea selectivă Sigurec. Proiectul este implementat de Total Waste Management, de asemenea companie parte din Green Group, programul fiind derulat cu ajutorul unei cofinanțări primite de la guvernul norvegian prin granturile norvegiene. Pentru noi a fost o onoare să avem ca oaspete pe doamna ambasador a Regatului Norvegiei la București. Pentru noi e foarte important că acest proiect este susținut de Innovation Norway. Din cele 4 milioane de euro investite în acest proiect, 1,4 milioane de euro sunt contribuția Innovation Norway. Proiectul își propune să acopere 25 de orașe din România. În prezent sunt acoperite 11 orașe și trebuie să menționez că prima stație pilot a fost inaugurată de Ziua Mediului acum 2 ani aici în Buzău. Prima oprire a delegației a fost la GreenFiber, unde s-a făcut o scurtă prezentare a proiectului, urmând ca cei prezenți să cunoască modul în care sunt prelucrate deșeurile reciclate de la cele 11 puncte de colectare din toată țara, inclusiv din municipiul Buzău. Am văzut sticlele PET, da? Sticlele PET, mai departe, merg în o altă fabrică a noastră, GreenFiber, și acolo rezultă fibră sintetică. Fibră sintetică care are foarte multe întrebuințări. O întrebuințare ar fi în industria automotive. Da? Practic, în mașina noastră e posibil să avem o parte de material de fibre care a fost reciclat și e din PET. Șervețelele umede pe care noi le folosim, la fel, un anumit procent din acele șervețele e posibil să fie PET reciclat. La finalul vizitei, oaspetele de seamă al evenimentului s-a arătat încântată de ceea ce a văzut la Buzău. I think what I've seen is very impressive and very important and very innovative. Este impresionant și inovativ și e un activitatea dumneavoastră ar trebui să fie cunoscută de cât mai mulți români, astfel încât să își dea seama că este important să își recicleze propriile deșeuri. De asemenea, am văzut ceea ce am văzut astăzi aici, este închiderea cercului în ceea ce privește colectarea și gestionarea deșeurilor. Un rol important pentru încurajarea oamenilor de a folosi sistemele Sigurec l-are parteneriatul cu retailerii. Astfel, la depunerea materialelor reciclabile prin acest sistem sunt eliberate automat recompense sub forma unor cupoane de reduceri valabile în hipermarketul Carrefour. Proiectul Sigurec este un proiect inovativ prin două elemente. El propune cetățenilor ideea că deșeurile au valoare. Noi recompensăm colectarea de deșeuri cu vouchere care se pot discounta la retaileri și a doua idee este că aceste deșeuri trebuie să ajungă direct la reciclare pe drumul cel mai scurt. Practic din gospodăria oamenilor în stațiile Sigurec și apoi direct în stațiile de reciclare. Prin cele 11 puncte de colectare, inclusiv cel din Buzău, au fost recuperate aproximativ 1300 de tone de materiale reciclabile, dintre care 17 milioane de sticle PET, 125.000 de doze de aluminiu, 100.000 de sticle, 353.000 de kilograme de electronice și 154.000 de kilograme de hârtie și carton.